Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de dezbatere electorală a emisiunii Observatorul Prahovean Live, alături de mine domnul Bogdan Toader, candidat PSD Prahova la Camera Deputaților. Bun găsit, vă spun domnule Toader. Bună seara, bine v-am găsit. Discutăm despre ce se întâmplă în această campanie electorală, care sunt, să spunem așa, principalele idei din programul de guvernare propus de PSD, dar și ce se întâmplă apropo de gestionarea acestei epidemii. Mă refer aici la unele măsuri pe care le-a luat actuala guvernare și care au fost combătute inclusiv de profesorul Rafila la vizita care a avut loc recent chiar la PSD Prahova. Dar haideți să o luăm pe rând. Cum se desfășoară această campanie? Ce probleme ați întâmpinat? Care este reacția oamenilor? Cum se desfășoară în această, să spunem, perioadă destul de sensibilă, apropo de numărul mare de cazuri? Să știți că am spus-o de foarte multe ori, se desfășoară greu campania electorală, este mai mult decât o campanie atipică. De obicei foloseam acest termen, știți, pentru că fiecare campanie electorală are specificul ei. Dar acum foarte, foarte greu, din punctul meu de vedere și al multor colegi, chiar nu trebuia să se desfășoare acest scrutin pe 6 decembrie și sunt foarte multe argumente în acest sens. Unul dintre aceste argumente ar fi campania electorală, pentru că dacă este să ne raportăm la ziua votului nu este periculoasă. Da? Dacă este să ne raportăm la ce înseamnă procedura de votare, cele 3 minute pe care le petrecem, că nu ar trebui să dureze mai mult, faptul că cu siguranță se va purta mască, după cum observați și noi aici, purtăm mască, sigur se va purta mască în secția de votare, va exista dezinfectant, cu siguranță toate lucrurile se vor derula foarte rapid, deci nu este un pericol pentru cel care merge să voteze. Din acest motiv chiar insistă să prezinte cât mai mulți oameni la vot, pentru că este important, este un exercițiu democratic și ca să existe o legitimitate a celor aleși în urma acestui scrutin, este important să existe și o prezență bună la vot. Dar nu era atât de necesară această campanie și cel puțin nu acum, da? Dacă ne raportăm cu alegerile locale, totuși, atunci existau 300 de cazuri pe zi gestionabile, la care se putea face o anchetă epidemiologică așa cum trebuie și, bineînțeles, izolați contactii. Direcții. Acum, vă dați seama, este foarte dificil. Sunt foarte multe cazuri. Presupun că și dumneavoastră aveți foarte multe cunoștințe. Eu, cel puțin, pe lângă colegii din Partidul Social Democrat și mulți alți oameni pe care îi cunosc și cu care am interacționat acum ceva timp, norocul meu că nu și în această perioadă, am și rude apropiate Care au făcut boala, nu? care au avut COVID, forme ușoare, Doamne ajută, dar am și foarte mulți care sunt în izolare pentru că au fost contact direct. Deci, părerea mea că această campanie este una mai mult decât atipică, este una destul de dificil de gestionat, este foarte greu pentru reprezentanții partidelor și noi nu vorbim doar despre PSD, da? Pentru că, în mod normal, toată lumea în campanie trebuie să ajungă să-și prezinte mesajul electoral, da? Programul electoral, programul de guvernare în acest caz. Și cred că acum, mai mult ca niciodată, ar fi trebuit ca oamenii să voteze în cunoștință de cauză. Din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Nu toată lumea știe că vor fi alegeri pe 6 decembrie. Am întâmpinat foarte multe astfel de cazuri. Vă întrebau oamenii, domnule, dar de ce mai, ce sunteți, Exact, ce oamenii campanie, ce exact nu alegeri? înțelegeau de ce așa de rapid. Da. Am fost la vot, mi se spunea că am fost și le și mulțumeam pentru acest lucru. În același timp, faptul că nu există posibilitatea efectivă de a prezenta face-to-face acest program electoral, am observat că multe din partidele politice, în special Partidul Național Liberal, apelează la alte mijloace, la mijloace de denigrare a adversarilor politici. Sincer, îi înțeleg pe de-o parte.
înțeleg de fapt ce îi determină să facă acest lucru, faptul că guvernarea este dezastroasă, există un haos cu privire la măsurile luate și normal că neavând ce spune efectiv, în afară de un slogan dezvoltăm Prahova, dar nimeni nu știe cum sau ce înseamnă acest lucru, da? Că, în mod normal, este un slogan foarte bun. L-am avut, a fost sloganul campaniei de locale a subsemnatului. Da, să știți, puteți da. Să vedeți toate postările. Dezvoltăm Prahova, da, este... Mă rog, ați, ați fost un tip inspirațional presupun că acest mesaj l-a venit de la București și l-a adaptat la nivelul județului. Dar trebuie să spunem și cum, da? Nu... Și neavând ce să spună efectiv, normal că apelează la acest tip de campanie, la denigrare. Pe această cale, oricum am anunțat public acest lucru, vreau să-i anunț că vom intenta un proces, bineînțeles, pentru ceea ce înseamnă manipularea opiniei publice, pentru denigrare, pentru defăimare, calomnie și așa mai departe. Nu ni se pare normal în anul 2020 să mai există o astfel de campanie. Totuși, am și o pretenție. Prahovenii sunt oameni inteligenți. Nu cred că mai merg prostiți așa cu domne, nu votați pentru că sunt nu știu cum. Nu, domne, votați-mă pe mine sau echipa noastră pentru că vrem să facem sau avem capacitatea să facem sau avem program, avem resurse, avem, nu știu. Sunt diverse metode de a convinge electoratul. Nu cred că mai pică nimeni în această plasă. Nu votați pe Xulescu pentru că în copilărie a avut nu știu ce problemă. Nu, chiar nu mi se pare. Eu tind să cred că oamenii oricum sunt scârbiți de astfel de atacuri politice și nu îi interesează mai mult cu ce vine acel partid pentru a-i convinge. Și dacă are credibilitatea necesară, atunci, în mod normal, ar trebui să-i încredințeze votul. Dar să sperăm că oamenii vor ieși la vot, să sperăm că, până la urmă, vor reuși partidele să prezinte programele electorale, da? Și, bineînțeles, să-i și convingă. Dacă mă întrebați, nu cred că vom avea o prezență foarte mare, ceea ce va fi în dezavantajul tuturor partidelor politice. Practic, următoarea guvernare, da, nu va fi la fel de legitimă ca da, în condițiile în care prezența ar fi una masivă. Nu? Decizia, să spunem, va fi în mâinile celor care vor avea curajul, să spunem, de a ieși din casă și de a pune ștampila pe buletinul de vot. Foarte corect asta. Bun, haideți să discutăm un pic despre ceea ce a însemnat actuala guvernare și mă refer la anumite măsuri care s-au luat, controversate, le-aș putea spune, și care au fost criticate de PSD. Mă refer aici, aș vrea doar să menționăm, nu cred că doar de PSD au fost criticate. Aici, eu cred că au fost criticate de celelalte partide politice. Da? Că unele eu... și de societatea civilă. Și unele dintre ele chiar pe bună dreptate criticate. Adică n-ar trebui să spunem, domne, nu ați fost dumneavoastră de acord Partidul Social Democrat pentru că trebuia să fiți împotrivă, pentru că voi sunteți de stânga, ei sunt de dreapta și normal că nu ați fost de acord cu măsurile. Nu, măsurile chiar au fost unele care nu au ajutat această perioadă dificilă. Nu au ajutat oamenii, nu au ajutat firmele. Depinde despre care măsuri ați dori să discutăm, că sunt atât de multe și care și-au produs efectul și ne-au adus în această stare, încât, sincer, nu știu cu ce ar trebui să începem această discuție. Bun, profesorul Rafila a făcut o referire la inutilitatea din punctul său de vedere și dacă ne uităm pe statistici, și astăzi Observatorul Prahovean a publicat o statistică ce s-a întâmplat apropo de îmbolnăvirile minorilor, persoanelor 0-18 ani înainte și după închiderea școlilor, spunea domnul Rafila că nu ar fi putut guvernul să nu ia această decizie pentru că ea nu este relevantă apropo de impactul asupra evoluției epidemiei. Da. Da? De asemenea, închiderea piețelor este iar o altă, să spunem, măsură economică criticată nu doar de partidele politice, ci și de cei afectați, mă gândesc în primul rând la comercianți.
Și la Ploiești, cel puțin, înțeleg că astăzi în Consiliul Local și a existat un comunicat al consilierilor PSD că vor vota proiectul de redeschidere a oborului, de exemplu. Cum vedeți dumneavoastră situația asta? Din punctul meu de vedere cu privire la școli, am spus-o de foarte multe ori și o să mențin punctul de vedere, mi se părea normal ca cel puțin pentru ceea ce înseamnă ciclul primar și ciclul gimnazial, da? Să rămână școala să fie efectuată fizic, da? Să meargă copiii la școală, din multe puncte de vedere. În primul rând că nu oprește răspândirea acestui virus, da? Din punctul nostru de vedere, și ați observat că nu este punctul meu de nespecialist, este punctul de vedere al unui specialist. Degeaba închidem școala și ei merg în alte locuri, pentru că nu vor putea să stea în casă copiii, da? Ei vor merge către un loc de joacă, către un parc, și vă spunem că pierd foarte mult din evoluția lor, evoluția unui copil este împiedicată. Am exemplu în casă, vă dați seama, nu am mai ieșit din casă să socializeze cu copiii de foarte mult timp băiatul meu și cred că aceasta a fost o măsură prost gândită. Plus că nu existau mijloacele tehnologice pentru această școală online și la care se mai adaugă și faptul că nu poate să stea un copil atâtea ore în fața unui laptop. Da? Dacă este, știți, noi toți recomandăm și doctorii recomandă să nu stea foarte mult timp în fața unui calculator. Și pe bună dreptate, că este de la sine înțeles. Da, mai ales că ei nu stau doar pe perioada orelor de curs. Ei trebuie să facă teme și așa mai departe. Stau adică, și ulterior. Da. Deci aceasta a fost o măsură prost gândită din punctul nostru de vedere și al multora, aici chiar cred că este o largă majoritate, nu știu părerea dumneavoastră despre acest aspect, dar cu siguranță înclinați totuși. Personal înclin tot pentru reluarea cursurilor în mod fizic, mai ales pentru 1-4 și clasa 8-a, exact, e foarte greu să le acorzi tuturor elevilor o egalitate de șansă apropo de evaluarea națională, iar la cei mici, nu știu, să ai pretenția că doamna învățătoare o să explice elevului de clasa 1 cum să facă bastonașul, e utopic. Bun, deci acesta ar fi unul dintre subiecte. În al doilea rând, cu închiderea piețelor. Am urmărit chiar astăzi un reportaj pe o televiziune națională într-un supermarket din Alexandria, unde era o aglomerație de nedescris, titlul, foarte frumos spus, bătaie pentru carne de porc. Da? Pentru carne de porc. Trebuie să înțelegem că atunci când restricționăm în anumite zone accesul populației, ne vom trezi cu o supraaglomerație în alte zone. Da? Deci nu aceasta era măsura. Plus că dezavantajăm producătorii autohtoni, da? Și favorizăm, da? E acea dublă măsură. Producătorii, să spunem, internaționali, da? Să nu facem vreo referire la vreo țară anume. Iar cu privire la obor, pentru că este tradiție, este specificitatea locului, da? Toți oamenii sâmbătă, duminică, în Ploiești, știți că se duceau. Poate este spațiu deschis pe de-o parte, pe de altă parte sunt comercianții autohtoni, da? Locali, da? În marea lor majoritate, în al treilea rând, cu niște măsuri impuse, da? Un număr limitat și, bineînțeles, contorizare, frumos, au intrat 100, au ieșit 30, intră următorii 30. Cred că se poate funcționa cu un astfel de târg în aer liber, da? Astfel încât să nu se creeze acea aglomerație, să spunem. Iar domnul senator Oprea chiar a avut o postare în acest sens zilele trecute, prin care a îndemnat. Este de felicitat inițiativa primăriei, cred că a venit și cred că va avea largă susținere, pentru că și noi, și ați văzut toate mesajele venite pe diverse surse, și noi suntem de acord ca să menținem aceste piețe, bineînțeles, respectând, da? Pentru că trebuie să avem, știți, există anumiți oameni care trimit sesizări, da? Uitați, domne, aglomerație în zonă.
trebuie să înțelegem că trebuie să respectăm cu toții dacă ne dorim să trecem cu toții bine peste această perioadă. Da? Deci ar trebui niște măsuri impuse, bineînțeles respectate, dar eu cred că se poate funcționa cu piața, se poate funcționa cu târgul. Nu cred că este o soluție să restricționăm astfel încât să supraaglomerăm alte locuri, da? Cum ar fi supermarketurile. Pentru că asta facem. Oamenii nemai având de unde să cumpere, se duc automat. Absolut. Iar dacă toți se iau astfel de măsură, cele mai aglomerate și modul principal de răspândire al acestui virus sunt mijloacele de transport în comun. Trebuie să fim corect și cu acest aspect. Corect. Da? Și trebuie acolo, în principal, să avem grijă. Da? Și acolo să ne luăm măsuri, să fie dezinfectate, să se păstreze o anumită distanță. Știți cum era un lockdown, un loc nu. Nu știu dacă se mai mențin aceste reguli în această perioadă. Ar trebui. Da, aici sunt, mă rog, discuții pro și contra. Cred că o suplimentare a mijloacelor de transport în comun ar fi oportună, cel puțin în Ploiești sau pe traseele aglomerate dintre localități, corect? Da. Pentru că degeaba spui reduc numărul de autobuze dacă la orele de vârf efectul va fi potrivit. Deci supraaglomerație. Exact, cum am spus, restricționăm în anumite zone sau în anumite intervale de timp și supraaglomerăm nu are efectul scontat. Și din acest motiv am spus că guvernarea aceasta este una dezastroasă, pentru că măsurile nu au fost calculate cum trebuie. Impactul lor nu a fost bine gândit. Și aici aș avea și un răspuns. Motivul pentru care aceste măsuri au fost prost gândite. Întotdeauna ați văzut, se invocă acei specialiști. Da? Dom'le, până la urmă, haideți să-i prezentăm pe acei specialiști. Haideți să vedem cine sunt. Da? Doctorul, profesor, doctor Rafila, a spus foarte clar. Dom'le, eu nu am fost de 2 luni la o astfel de ședință, la un astfel de comitet. Dom'le, hai să-i prezentăm. Dacă oamenii aceia au credibilitate și măsurile vor avea credibilitate și cetățenii vor fi mai îndemnați să le respecte, da? Vor avea acel respect față de cel care a propus măsura și o va respecta. Dacă până la urmă, dacă este domnul Orban, fără supărare, ca nespecialist, Doamne ferește, nu spunem că nu ar putea avea idei bune pe anumite domenii, da? Dar ca nespecialist în acest domeniu nu are credibilitatea necesară. Și sunt situații, da? Și sunt situații unde măsurile sunt văzute ca ostentative, sunt văzute, cum să vă spun, răuvoitoare, da? Și bineînțeles că oamenii nu le vor respecta și face mai mult rău cu acele măsuri. Bun, cum comentați, să spunem, acuzațiile venite din zona actualei guvernări la adresa PSD privind lipsa investițiilor în infrastructura medicală, de exemplu, și că din cauza PSD există acum această supraaglomerare a spitalelor. Nu s-au făcut investiții la timp, nu s-au făcut spitale noi și moderne și PSD e de vină. De altfel am auzit și pe șeful statului spunând asta. Acest lucru cu PSD este de vină. Vreau să vă spun că a ajuns deja un lucru luat în derizorul de către toată lumea. Pentru că chiar ieri am văzut o postare, da, pe un site, putem să-i dăm... N-aveți nicio... Dacă nu este, Times New Roman. Da. Și mi s-a părut foarte amuzantă. Cred că ați văzut-o, nu? Da. Ieri, din păcate, marele fotbalist Diego Armando Maradona a decedat. Și acolo, cei de la Times New Roman, cu o fină ironie, a venit cu o postare și a spus... Domnul președinte Klaus Iohannis a declarat că Partidul Social Democrat este de vină pentru decesul prematur la 60 de ani a marelui fotbalist. Da? Cam asta este cu Partidul Social Democrat este de vină pentru orice se întâmplă. Nu cred că putem fi învinovățiți în vreun fel pentru ceea ce în 30 de ani, chiar dacă lumea are impresia, 30 de ani ați fost la guvernare. Dumneavoastră sunteți un observator distant. Am o întrebare. 96-2000 cine a fost la guvernare? CDR? Corect. Dar de dreapta cum ar veni? 2004-2008? Tot acolo.
Și 2008-2012. PDL, Traian Băsescu. Da, deci chiar nu am fost. Dacă în perioada 2008-2009 exista 9 luni de zile, pentru că țin foarte bine minte acea perioadă, da, exista 9 luni de zile în care am fost asociați, da, într-o alianță, care s-a terminat destul de repede, da? Deci nu putem să luăm 30 de ani, noi am guvernat sau noi am condus. Dar legat de spitale, aș avea un singur lucru de spus și cred că este elocvent pentru a încheia această discuție. Am o întrebare. În Italia, Spania, Franța sau în ce țară civilizată, credeți că și ei suferă de aceeași problemă, da? Și la ei pandemia, cumva nu au fost pregătiți? Am sau întrebat. PSD e de vină. Sau PSD este de vină? Nu, fără supărare. Eu înțeleg, da? Întotdeauna este mai ușor să aruncăm vina pe ceea ce a fost înainte, da? Nu sunt de acord. Sunt 7, vă dau un exemplu, 7 luni de zile în care puteam pregăti începerea școlii așa cum trebuie. PSD este de vină, nu? Deci 7 luni de zile puteam achiziționa. Ce vroiați dumneavoastră? Cred că puteam crea și circuite separate. Pe unde se intră și pe unde se iese într-o școală, cu pereți despărțitori, cu clase doar cu 10 locuri, cu distanțare fizică, între, deci fără probleme. În 7 luni de zile tot noi suntem de vină. Că, haideți să fim corecți. Nu spune nimeni că nu este greu de gestionat o astfel de situație. Da? Nu spune nimeni că este ușor. Ei și-au dorit să intre la guvernare. Da? Nu i-am forțat noi, țineți minte, am avut parte și de trădări, au plecat. Nu spune nimeni, domne, că există vreo măsură să fie 100% eficient. Dar puteau fi luate măsuri mult mai bune. Cel puțin dacă este să ne raportăm la Horeca. Domne, până la urmă, acei oameni sunt în moarte clinică, acele domenii de activitate, da? Și este un lanț întreg. Nu vorbim doar de restaurant, da? Doar ce se întâmplă acolo, da? Vorbim și de distribuitori și de furnizori și așa mai departe, da? Deci, cred că puteau gestiona mai bine. Cred că puteau gândi mai bine măsurile. Dar dacă le este mai ușor și nu au altă explicație, PSD este de vin. Da? Și le închidem, ca să zic așa. Da, și vă spun, am analizat ce spune domnul Câțu. Deci mi se pare, nu știu, dintre toți oamenii din ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal, el mi se pare cel mai hilar. Deci mi se pare un personaj care s-a încadrat în orice schița lui Caragian. Deci în oricare dintre ele. Mi se pare hilar faptul că anunță că a plătit în avans pentru vaccin, un vaccin care nu există. Da? Deci nu există, astfel încât să poată avea un preț. Dom'le, dumneavoastră puteți să cumpărați ceva ce nu există? Sau să dați avans? Nu prea cred că se poate, din punct de vedere logic. A spus domnul profesor dr. Rafil în felul următor. Dom'le, mai întâi să așteptăm testele clinice, vedem foarte clar în acel moment și ce efecte secundare, vedem când iese pe piață, vedem foarte clar cât costă? Și bineînțeles că toată lumea își dorește să achiziționeze, dar cel puțin din partea unui specialist cum este dumnealui a spus că până la sfârșitul lunii decembrie nu crede că va exista pus în vânzare la nivelul Uniunii Europene. Suntem în campanie electorală, domnul Toader, și domnul Câțu a simțit nevoia să inducă în opinia publică un sentiment de încredere. Dar am o întrebare. România este pregătită. Și spune de deficit de 9,1% când, țineți minte că îl certa pe domnul Tudose, când era prim-ministru domnul Tudose, de faptul că a depășit 3% cu nu știu cât. Domnule, acum e epidemie, domnul Toader, sunt cheltuieli mari. Bun, dar atunci vă pun întrebare. Bun, e normal. Haideți să spunem, să mergem în acest trend. Da, să spunem, este normal să avem și un promut. Și britanicii au avut o scădere a PIB-ului. Am o întrebare. Dar este normal ca din acest PIB, da, decât 2% și ceva să fie alocat, să se aloce pentru ceea ce înseamnă măsurile economice, măsurile pentru stabilizarea un pic a economiei. Bun, dacă tot făceam, îl măream pe acel deficit, da? Nu știu, mergeam la 10 și ceva și mai dam 1-2%, mai acordam către aceste măsuri care au un rol incredibil de important. Gândiți-vă ce ne facem anul viitor când ne trezim, că nu mai încasăm atât de mult și trebuie să plătim și niște sute de mii de șomeri. De unde?
Da, e o problemă și cred că toată lumea se întreabă cum vom ieși din această iarnă. Chiar și cu vaccinul respectiv, va fi foarte greu să menții pe linia de plutire o economie grav afectată, de fapt ca toate celelalte din jur, de această epidemie. Aș vrea să revenim un pic la partea politică, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Toată lumea a văzut că PSD, din punct de vedere al vectorilor de imagine, s-a schimbat. Președintele Marcel Ciolacu spune că pe liste nu mai există niciun PSD cu probleme de imagine, cu atât mai puțin în justiție. Cum vă raportați dumneavoastră la Prahova, apropo de celelalte partide care vin cu liste, unele sau mai cu nume mai mult sau mai puțin controversate? Eu cred că măsura impusă de către domnul Ciolacu atunci când aceste liste s-au creionat, să știți că au existat foarte multe discuții, inclusiv noi la Prahova ne-am dus de vreo două ori la București, ne-am întors de vreo alte trei ori cu lista înapoi și până a fost într-un fel votată de către Comitetul Executiv Național. Cred că a fost o măsură foarte bună de a primi specialiști în partid, da? Pentru că până la urmă oamenii se așteaptă de la noi la seriozitate, la ceea ce înseamnă o bună guvernare cu acești oameni, da? Care să fie în prim plan, da? Pentru că până la urmă specialiștii sunt cei care spun în anumite momente, cum ar fi acesta, ce e bine de făcut, iar Socol, pe care l-am văzut, este un om extraordinar și dacă nu știați, chiar este prahovean, Cristian Socol. Asta doar pe latura de finanțe. La fel domnul profesor dr. Rafila pe ceea ce înseamnă sănătate și noi la Prahova avem pe doamna Maia Teodoroiu, un specialist în justiție, fost judecător CCR, trimisă la CEDO în 2019. Cred că a fost de bun augur acest lucru pentru ceea ce înseamnă schimbarea imaginii Partidului Social Democrat. Am renunțat și la mulți oameni cu o imagine un pic afectată în urma guvernării trecute. Din punctul nostru de vedere, la Prahova chiar avem o listă de oameni bine pregătiți, o listă de oameni fără probleme de imagine. Din tot ceea ce înseamnă competitorii politici pentru aceste alegeri, considerăm că avem cea mai bună listă. Dacă există argumente pro și contra la anumite persoane, bineînțeles, atunci când există, când o persoană își desfășoară activitatea politică pe o perioadă mai lungă de timp, normal că și imaginea se erodează, este normal. Nu poate să existe o imagine imaculată la o vechime mare într-un partid politic. Dar considerăm că totuși lista noastră față de lista celorlalți competitori este cea mai bună din multe puncte de vedere. Și cel mai important este faptul că noi chiar avem specialiști. Cam mulți juriști, ce-i drept, dar avem și ingineri, avem și profesori, avem și economiști. Eu cred că este o listă echilibrată, avem și foarte multe doamne bine pregătite, avem, v-am spus, pe foarte multe domenii, am acoperit foarte bine această latură. Acum, până la urmă, cetățeanul, sper să voteze nu doar sigla de partid sau cei care se ascund în spatele siglei de partid, ci să voteze și echipa, oamenii propuși pentru a ajunge în Parlamentul României. Pe ce scor mizează PSD Prahova la alegerile parlamentare? V-ați făcut așa o țintă, un plan? Noi sperăm să luăm scorul pe care l-am obținut și la alegerile locale, cel puțin pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, undeva la 35%.
Acest lucru va depinde foarte mult și de prezența la vot. Am spus-o de la începutul acestei emisiuni. Ne dorim să fie o prezență cât mai mare la vot. Ne dorim ca oamenii să iasă, să înțeleagă că nu este un pericol să voteze, nu se pun ei în pericol prin exercitarea votului. Din punctul nostru de vedere, cu cât există o prezență mai mare, cu atât există și o legitimitate a celor aleși. Domnule Toader, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc succes în aceeași măsură cu care o fac cu toți invitații. Doamne și ajută. Sper ca cei care ne urmăresc să iasă la vot, indiferent de opțiunea politică. Așa cum a spus și dumneavoastră, e important ca dacă există acest prilej, să ne putem exercita acest drept constituțional. Până data viitoare, vă spunem împreună bună seara și multă sănătate! Buonasera.